te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, cafeaua de dimineață aici la Mesagerul de Neamț și pe știri din Neamț. Astăzi începem sub zodia cererilor de demisie. Nu știu dacă ați urmărit, stimați telespectatori de Facebook și site-uri, ce s-a întâmplat ieri prin județ. Vă spun eu pe scurt, lucrurile sunt extrem de predictibile în județul Neamț și sună cam așa. Eu, Ionel Arsene, am un consiliu de administrație pe care l-am pus la APASERV. Tot eu, Ionel Arsene, am pus un șef la APASERV. Tot eu, Ionel Arsene, împreună cu executivul Consiliului Județean și legislativul Consiliului Județean, am numit un reprezentant al Consiliului Județean în asociația Adi Aqua Neamț. Deci am toate pârghiile pentru a influența deciziile. Tot eu, Ionel Arsene, cer demisia Consiliului de Administrație și a directorilor cu câteva luni înainte de alegerile locale. Nu e așa că totul are logică. Avem o logică extraordinară chiar și din punct de vedere al activului de partid. Asta însă, oameni buni, nu rezolvă problema de fond. Problema de fond a celor de la APASERV care au obținut mărirea de preț, dar n-au obținut fonduri pentru retehnologizare. O să spuneți, băi bine, să plătească ei din banii pe care îi încasează. Foarte corect. Problema este că APASERV-ul, cu mulți ani în urmă, prin decizia unui om extrem de important atunci, la vremea respectivă în județ, așa cam cum este acum Ionel Arsene, a fost obligat să ia niște credite mamut pentru a participa în programe europene pentru investiții, dar nu pentru investiții care se ducă la repararea conductelor existente, ci doar pentru investiții de dezvoltare. Și așa că avem următoarea șmecherie în Neamț. Avem conductele vechi în orașe și avem conducte noi în afara orașelor. Nu discutăm cum s-au făcut, ce conducte s-au pus. E altă poveste. Și acum intră apa în conductele din oraș și avem pierderi infernale. Da, este o altă poveste. Am vrut doar așa să intrăm în atmosfera asta a pre-campaniei electorale. Însă, astăzi aș vrea să discutăm despre lucruri care ne privesc pe toți și care e bine să le cunoașteți. De exemplu, țineți minte că ieri am vorbit cu un domn doctor despre miturile urbane privind cataracta. Eu aproape că aș avea acum dorința să vorbesc despre un alt mit urban. Mitul urban al serviciilor medicale care sunt făcute doar în sistemul de stat. Așa ne-am obișnuit noi. Când avem o problemă, mergem la urgențe și acolo după aceea vedem ce pățim la spital. Și invitatul meu de astăzi este un om care a trecut și prin sistemul de stat și acum conduce o clinică privată, zic eu, de renume din Piatra Neamț, o investiție 100% nemțeană. Deci, îl prezint pe domnul Liviu Negerski, avocat de succes, fost director sau manager la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, acum manager la Clinica Sfântul Andrei. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Am vorbit mult, am văzut, am început așa abrupt, am vorbit mult, m-am pierdut și eu în discuția. Haideți, domnul, aș fi fost bun de avocat, așa, măcar un pic. Da, 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 mai aveți ceva de formare la partea... La partea colegii. Da. În rest, ca oratorie, este foarte bine. Așa. Haideți, spuneți-mi și mie, cum ați ajuns manager la Sfântul Andrei? Noi am scris aici despre cel care este în spatele clinicii, vorbim despre cartierul acela pe care l-a ridicat la marginea orașului Piatra Neamț și ne-a plăcut foarte mult ideea nu numai de cartier, ci de servicii integrate
oferite celor care locuiesc acolo. Iată că această investiție clinică, cum să spun eu, îmbracă altfel imaginea Sigur. acestui Și personaj. conotația socială. Da. Sfântul Andrei face parte dintr-un grup de firme, într-adevăr, cea care spunea dumneavoastră Andos, care are construcțiile și cele care sunt pe calea Romanului și cele care sunt în cartierul de blocuri de care spunea dumneavoastră, și Andbas, care are ce înseamnă partea de bază pentru necesare pentru șantier. Și Clinica Sfântul Andrei este, să zic, partea de integrare socială a acestui grup de firme. Ceea ce vreau să vă rog să-mi permiteți să precizez că ceea ce fac la Sfântul Andrei este management strategic. Management strategic. Ce înseamnă asta? Explicați-mi și mie. Dar vă spun motivul întâi. Deci managementul ăsta strategic îl fac din două perspective. O perspectivă ocupațională, pentru că noi ca avocați nu putem să facem management operațional. Și atunci facem un management strategic care, cea de-a doua perspectivă este cea investițională, și vă spun că acest mandat nu este cu titlu oneros, cum spunem noi, adică nu suportă plată, pentru că un investitor, când îi spui de management strategic, este foarte greu să cuantifici pentru ce ar trebui să-ți dea ceva. Pentru că privești un viitor care, noastră știți, nici în zona publică, partea de strategie nu este încă înțeleasă. Dați-mi voie să vă spun că în județul Neamț, în special și în România în general, partea de strategie în domeniul administrației, după părerea mea, există undeva la nivelul a 5% din ceea ce ar trebui să fie, din da, păcate. Da, și perspectiva de mâine, nu perspectiva de poimâine. Exact. Că asta ar fi, până la urmă, politica. Și din această, sau reluând ideea, acest management strategic, aici s-a avut în vedere că există o evoluție foarte interesantă în ultimii 10 ani. Trebuie să precizez că firma Sfântul Andrei, Clinica Sfântul Andrei, a apărut pe firmamentul serviciilor medicale acum 10 ani, are o istorie în spate, însă este nevoie de o rebranduire pentru că există un trend pe activitatea, pe serviciile medicale pe care le furnizează aceste ambulatorii și care necesită cu siguranță o strategie. În această conjunctură vreau să vă spun că pentru mine este o provocare, este adevărat. Preocuparea mea și sarcina mea în firmă este de management strategic, managementul operațional fiind asigurat de doi colegi de-ai mei, managementul medical, director medical, managementul economic de directoarea medical, de directoarea economico-financiară. De ce a fost nevoie de un management strategic, o să mă întrebați? Păi, pentru că au suferit mutații aceste servicii medicale în ambulatorii și pentru că există un cumul de factori externi și interni care necesită această rebranduire, dar și o strategie pe termen mediu și lung. De ce? Pentru că, de exemplu, categoria care apelează cel mai des astăzi la serviciile medicale, că sunt private, că sunt publice, de-aia eu mă refer sigur la Sfântul Andrei aici, este categoria 60, 75, 75, 80, care înseamnă cam 120.000, 130.000 în total. Însă ceea ce are de făcut firma, dacă astăzi baza de sustenabilitate este această cifră, și am aici în față datele de la Institutul Național de Prognoză pentru județul Neamț, de cei între 60 și peste 75 de ani înseamnă circa 120.000. Ori în acest context este clar că, ca perspectivă, orice firmă de servicii medicale trebuie să pregătească pentru generația următoare, care înseamnă 45-59 de ani, care înseamnă cam aceeași valoare. 92.000 era la nivelul județului Neamț în 2017. Ori, această generație care este între 45 și 59 de ani, vine cu alte nevoi decât generația de astăzi, care asigură sustenabilitatea serviciilor medicale, atât la public cât și la privat. În ce sens? Cei care au astăzi 45-59 de ani nu pot lipsi mult din viața socială, nu pot lipsi mult din familie, și atunci există tendința ca aceste servicii care până acum erau oferite numai cu caracter de diagnostic să meargă în continuare spre ofertă de tratament. Acum, dumneavoastră știți că din punct de vedere a managementului medical există un rezultat intermediar și un rezultat final. Rezultatul final înseamnă vindecare, rezultatul intermediar este sfârșitul episodului de îngrijire medicală.
Tendința este în prezent la aceste ambulatorii și nu numai la Sfântul Andrei, este în general o tendință care se face simțită din ce în ce mai acut, ca aceste episoade de îngrijire medicală să aibă o finalitate cât mai aproape, cât mai apropiată de finalitatea ceea ce ar însemna vindecarea. Și atunci se merge pe o variantă de finalitate intermediară, dar care este apropiată sau tinde să apropie de ceea ce înseamnă o rezolvare finală a episodului medical și, sigur, rezolvare finală a episodului de boală. Ori, din această perspectivă există o evoluție atât pe orizontală cât și pe verticală. Pe orizontală de ce? Pentru că este nevoie de pluridisciplinaritate, pentru că, în general, cine are o problemă are mai multe legate sau poate avea consecințe ulterioare. Și atunci consultul interdisciplinar, este obligatoriu. Exact, exact. Sau ar trebui să fie obligatoriu, exact. Pentru că... Sau, cel puțin este necesar. Acum fiecare decide pentru el dacă îl consideră obligatoriu sau nu, dar din punct de vedere social sigur este obligatoriu pentru că produce până la urmă niște efecte sociale extrem de importante. Și în acest context, sigur, această dezvoltare pe orizontală, care înseamnă un consult pluridisciplinar, are o relevanță și un conținut din ce în ce mai consistent. În același timp, însă și pe verticală înțelegând ce înseamnă aparatură de investigare și acum aparatura de investigare are și o componentă importantă de tratament. De exemplu, endoscopia intervențională, care nu numai că vede, dar și reușește să rezolve anumite situații. Aspectele medicale legate de tratamentele proctologice, care la fel pot fi rezolvate în ambulatoriu. Și atunci, sigur, dintr-un punct de vedere se descarcă spitalele, însă din celălalt punct de vedere, la fel de important este că timpul în care acest episod medical este rezolvat este mult mai scurt și mult mai eficient. Nu este un model pe care îl inventăm noi acum, este un, dacă vreți, el este consemnat și într-un raport pe care l-a făcut Observatorul European de Sănătate în noiembrie 2017 și l-a prezentat Consiliului Europei, în care apare ca necesitate exact această cuprindere, să spun, și pe orizontal și pe vertical în serviciile medicale, în așa fel încât defragmentarea aceasta viitoare să poată avea un sens, în sensul în care rezolvă cel mai bine un episod de îngrijiri medicale la care omul apelează. Domnul Negeanu, Clinica Sfântul Andrei, ca să vorbim un pic și mai direct pe înțelesul oamenilor, în momentul acesta poate asigura servicii medicale integrate, până la ce nivel? În general s-a mers în cei 10 ani până la diagnostic. Până la diagnostic. Acum începem sau s-a început deja, dar este o chestiune de durată. De ce? Pentru că dumneavoastră știți că atât în partea de diagnostic, dar mai ales în partea de tratament, există metode sau proceduri invazive, proceduri neinvazive și proceduri care sunt minim invazive, cum le spun medicii. Aceste proceduri invazive, care înseamnă de fapt tăierea pielii, cât și cele minim invazive, au niște limitări dat fiind situarea clinicii în parterul unui bloc. Și atunci va trebui, și aceasta este și tendința imediată și necesară de altfel a activității clinicii Sfântul Andrei, de a ieși în zona unui microspital, deocamdată o prelungire de ambulatoriu și de servicii medicale în strada Ciocârliei numărul 1, despre care asta vom discuta. Asta este o știre acum. Deci Clinica Sfântul Andrei se gândește la construirea unui microspital. În perspectivă imediată, da, după care un spital în adevăratul sens al cuvântului, care va trebui să asigure în principal ceea ce, în mod teritorial vorbind, ceea ce serviciul public sau spitalul public asigură în mod defectuos sau nu asigură pe specialitățile respective, dar în același timp este o prelungire a serviciilor pe care ambulatoriul din Sfântul Andrei le poate face, în sensul în care, dacă se ajunge la procedee invazive care necesită un spațiu special alocat și niște condiții speciale din punct de vedere, exact, un circuit medical care nu înseamnă un risc de contaminare a celor care se află pe verticală în blocul respectiv, atunci va trebui făcut într-un loc separat. Și
Este începută, există această idee, există două clădiri deja care sunt edificate, care sunt în curs de amenajare, iar pe viitor, sigur, viitorul este unui spital, numai că el se dezvoltă pe măsură ce nevoia de îngrijire de sănătate este cunoscută, pentru că unul dintre lucrurile care nu le știm astăzi și nu le-am știut nici la spitalul public, care este nevoia de îngrijire de sănătate a teritoriului? Acum eu vă spun că nevoia crește, deci asta este clar, că nevoia crește. Eu acum stăteam și mă gândeam, domne, a câta încercare de construire a unui spital este în neamț în momentul acesta. Și țineți minte foarte bine că sunteți un om al cetății, s-a tot vorbit, ba, de un spital nou undeva pe calea Romanului, după aceea de alte asemenea inițiative. De data asta tind să cred că se va materializa. De ce? Pentru că vorbim de o inițiativă privată care a demonstrat că are forța de a face investiții. Spuneați de strada Ciocârliei, zona Zimca, da? Fosta fabrică de bere Zimca a Fosta. fost achiziționată de acest grup de firme. Ea a fost aparținut Scholz AG Germania. S-au purtat tratative cu ei în 2018 și au fost vândut întreaga suprafață de 4 hectare și jumătate. Avantajul este acolo că există linii de 20 de kilovolți, care Oho. este foarte bun, există sursă de apă independentă. Și există canalizare, ceea ce, iar la 4 hectare jumătate poți avea un cordon de perimetru sanitar suficient cu tot ce înseamnă amenajare. Plus că te poți dezvolta în timp, adică dacă ai un plan foarte clar de dezvoltare, Sigur, sigur poți că să te da. dezvolți în timp, nu mai vorbim de posibilități de parcare, de tot ce Sigur, înseamnă, sigur. adică toate facilitățile oferite. Sigur. Și aici este un lucru care, cum să vă spun, decurge firesc, că de asta și eu am încredere, de asta m-am și angajat într-o asemenea chestiune, tocmai pentru că urmează o etapă care decurge din consolidarea ambulatoriului pe care îl are Sfântul Andrei. Odată ambulatoriul consolidat, consolidarea lui, sigur, vectore de consolidare sunt în special medicii de familie. Pentru că ambulatoriul este la interfața serviciilor medicale între medicii de familie și specialiști. Odată consolidat acest ambulatoriu, și asta este și motivul pentru care, sau unul dintre motivele principale pentru care facem o echipă de management strategic la Sfântul Andrei, este de consolidarea acestui ambulatoriu care este vector pentru partea de spital care urmează. Absolut, absolut, da. Este absolut normal pentru că tu ai în momentul ăsta niște pacienți care deja de 10 ani, deci s-a Sigur, există, consolidat sigur. o relație și Sigur. normal, firesc ar fi în momentul în care ai posibilitatea să-i oferi și alte servicii, dacă pacientul are încredere în tine și aduci și medici și un personal sanitar care să nu se facă de râs, e normal să poți evolua. Ce ar mai trebui să știm despre viitorul spital? Eu deocamdată vă spun despre ambulatoriu. Viitorul spital este cel care va rezulta în urma cunoașterii nevoilor de sănătate, de îngrijire de sănătate. De ce vă spun? Pentru că acum, de exemplu, generația 75-80 nu va apuca un spital care să aibă de plin funcționalitate pentru vârsta lor. Să spunem. Absolut, absolut. Dar ceea ce pregătim este, de exemplu, ca această clinică să devină un centru de tratare a bolilor cardiometabolice, care înseamnă un consult pluridisciplinar și înseamnă, în primul rând, diabet, tot ce înseamnă cardio și tot ce înseamnă parte de gastro. Ori asta înseamnă deja în momentul în care s-a făcut acest centru, sau mă rog, încercăm să-l facem acest centru care să fie funcțional la standardele cele mai înalte care se pot astăzi, în partea de ambulatoriu, el începe să dea primele rezultate, pentru că o să vedem adresabilitatea unui sistem integrat. Pentru că dacă discutăm de un spital, putem discuta numai de un prestator de servicii medicale, sigur privat, dar care va asigura mai multe direcții, mai multe specializări, să spun, medicale. Cardio, gastro, partea de diabet, care este astăzi extrem de răspândită. Ori, acest centru de care vă spuneam de boli cardiometabolice, care înseamnă diabet, partea de cardio și partea de gastro,
Este tocmai rezultatul faptului că în această vârstă sau cei din 45-59 de ani sunt suferințele cele mai mari care le au astăzi. Ori, în general, astea nu au vindecare 100%, ci au pur și simplu o tamponare temporală, după care ea trebuie întreținută, dacă nu evoluează într-un mod negativ. Și în acest moment, dacă ar fi să faceți dumneavoastră prezentarea clinicii pe care o aveți, care sunt ofertele pe care le aveți și care sunt specialitățile cu care veniți? Mă, clinica asigură cam toate specialitățile. Absolut, toate care sunt în Spitalul Județean, de exemplu, care este etalon, să spun, în materie de portofoliu de servicii medicale care pot fi oferite. Uneori poate lipsește o specialitate care nu este întrebată la momentul respectiv, dar în general oferă tot ce înseamnă portofoliu de episoade medicale care pot fi întâlnite la indivizi. Personal este activ. Medicii, o parte din medici sunt angajați, pentru că dacă vrei să creezi un lucru de lungă durată, trebuie să ai un core business, cum îi spunem, un personal care să fie integrat foarte bine în clinică și în jurul căruia să poți aduce specialiști. Exact asta spunea un om care a făcut el o clinică, dar de oftalmologie, care a spus, doamne, în momentul în care eu am veneau oamenii, făceam ochelari, mi-am dat seama că trebuie să fac mai mult. Și atunci când am pus problema să fac mai mult, zice, dă-mi medici. Și trebuie să aduc medici care să fie angajații noștri, să nu presteze doar servicii. Da. Și a creat un nucleu, probabil că Exact. Sunt 7 medici angajați pe aceste discipline principale care v-am spus și sigur pe reumatologie, recuperare, care la fel suntem într-o zonă care chiar reclamă o asemenea specializare în funcțiune. Acum, am o curiozitate. Ați văzut discuția care a apărut acum în spațiu public după ordinul, deci OUG-ul dat de guvern cu privire la decontarea serviciilor medicale pe programe naționale. Ce părere aveți și dacă acest lucru, de acest lucru beneficiază și clinica? Ar putea beneficia și clinica? Greu de spus că n-am văzut deocamdată normele metodologice. Dar de obicei în România sunt două legi și normele. Dar ce aș vrea să vă spun este că s-a creat în ultimii ani o diferență exagerată între sectorul public și sectorul privat în ceea ce privește modul de asigurare a salariilor personalului. În spitalele publice a existat un sistem în care, printr-un act adițional cu Casa Județeană, Casa Națională, de fapt, și Ministerul Sănătății, creșterile de salarii au fost asigurate pe această linie, nu de serviciile medicale. Ori, într-o clinică privată... În timp ce noi vorbim, o să pună colegul niște imagini cu clinica. Vă rog. Da. Ori, în clinicile private, nu există o asemenea șansă. Nu poți încheia un act adițional la contractul cu Casa Județeană, de exemplu, pentru salariile personalului. Știți cum se întâmplă în cazul spitalelor publice. Ori aceasta a dus practic la o sărăcire, dacă vreți, a sistemului privat, care abia acum începe să, sau ar trebui să reușească în urma unor modificări legislative, și vă spun imediat, în afară de ce a spus dumneavoastră, ca să reușească să, într-un fel, să regleze balanța care există între public și privat. Pentru că în zona publică au fost băgați niște bani, au fost... injectați niște bani care, sigur, vin tot din Fondul Național Unii de Asigurări Sănătate, dar în partea privată nu, pe această cale salarială. Ori, în momentul de față, a existat o ordonanță 27 din 2019 în care s-a dat voie la o plată suplimentară. În decembrie a venit o lege 250 de aprobare a ordonanței care a spus, este adevărat că se poate face o plată suplimentară pentru serviciile medicale dincolo de ceea ce înseamnă contractul cu casa, dar trebuie justificate, trebuie spuse pe site și niște limite care vor fi aprobate prin contractul cadru care va fi valabil la perioada respectivă. Ori sigur, acum s-a prelungit contractul cadru existent și o să probabil cu acest lucru se va putea întâmpla de la 1 aprilie. Asta ce înseamnă? Că pentru o clinică privată care asigură condiții mai bune decât sistemul public, de exemplu, sau o altă clinică privată și are motive pentru că fie a elevat condițiile de primire, de cazare, de tratare a bolnavilor, dar și lucrurile care țin de partea de serviciu medical propriu-zis, atunci poate să pretindă o plată suplimentară în niște limite, sigur, care vor fi aprobate de casă și pe care le justifică, ceea ce mi se pare corect.
Asta este unul dintre motivele, acest debalans puternic în partea de salarii în sectorul public. A obligat sectorul privat să ducă salariile cam la același nivel ca să poată menține salariații în curte. Ori el i-a scos din serviciile medicale, zona publică a scos-o din contractele adiționale, din actele adiționale cu casa, ceea ce a creat o perturbare puternică în sistem. Ori acum ceea ce se întâmplă este de fapt o încredere mai mare în sistemul privat și o posibilitate pentru sistemul privat de a crește la rândul lui și de a regla într-un fel acest debalans care a fost extrem de deranjant. Unul dintre lucrurile care, de exemplu, și este o chestiune de laudă, zic eu, pentru Clinica Sfântul Andrei, este faptul că Clinica Sfântul Andrei, în perioada 1 ianuarie-30 martie 2020, investește 400.000 de euro în dotare. În dotare, exact ceea ce Este vă spuneam, un lucru deosebit, 400.000 de în euro. câteva lucruri care chiar nu sunt în zonă și chiar servesc actului medical, un Despre serviciu. ce e vorba? Este vorba despre un sudoscan care s-a achiziționat. Sudoscan. Sudoscan, el folosește în special pentru diabet. Diabetul produce niște dereglări în partea de, sau niște neuropatii, cum le spunem, dar și în boala Parkinson este detectabilă. Și acest sudoscan, de fapt, se referă la determinarea clorului dat de glandele sudoripare la o excitație electrochimică, numai că el, de fapt, reflectă în mod, sau detectează în mod precoce și poate conduce la stabilirea unui ster, de fapt, pentru neuropatia care derivă din diabet în special. Dar, sigur, este utilizat și în boala Parkinson și în alte afecțiuni neurologice. Și, de asemenea, sigur, cu valoarea cea mai mare, dar acum încă îi vedem potența, este un ecograf de ultimă generație, care a fost aproape 170.000 de euro, și care are o multiutilizare, este 3D, 4D, în special pe partea de ginecologie, de schelet, și abia acum învățăm cum să-l exploatăm la maxim în capacitățile care le are. Pentru că, într-adevăr, sunt nevoie de niște competențe pe care puțin le au în zonă. Și care trebuie învățate și Sigur, ca să. ele devin din ce în ce mai tehnice. Sigur. Citirea, folosirea aparatului. Te primesc un mesaj, pentru că noi primim Vă rog. la ora actuală, timpul de așteptare pentru internare de zi la Clinica Sfântul Andrei este destul de mare. De peste o Păi lună haideți să vă spun de ce. peste o lună și jumătate, spune la un moment Da. dat. Eu nu știu. Este foarte posibil, încă e un Da. timp rezonabil față de situația actuală. Și vă spun de ce. În ianuarie 2018, Asta înseamnă că sunteți și căutați. spitalizările de zi, vă mulțumim, sperăm să fim mai căutați. Așa. Spitalizările de zi erau cuantificate la 180.000. Ulterior, în mai 2018, a scăzut cu 20% alocarea pe care o dă Casa Județeană, de fapt Casa Națională, nu Casa Județeană. Casa Județeană nu face altceva decât Un în baza unui intermediar, algoritm, exact, în baza unui algoritm. bine garnisit cu funcționari care intermediază aceste contracte. Da, au niște chei în care fac, au niște chei de repartiție. Aici chiar nu le-aș aduce niciun fel de vină pentru că vine de la Casa Națională și sunt niște. Eu atâta doar zic că acești intermediari cred că la un moment dat ar putea fi înlocuiți, că toți sunt niște chei de repartiție, cu niște mici roboței, știți? Pune datele în algoritm. E adevărat, mai că știți ce se întâmplă, domn Bălănescu, din experiența mea. Și vă spun raportat la faptul că la un moment dat vreau să creeze casele teritoriale care să desființeze casele locale. Știți? Verigile astea care dispar, până la urmă, creează probleme pentru locul sau teritoriul din care a dispărut veriga. De exemplu, noi să ne adresăm la Casa Județeană cu mare încredere și putem rezolva o grămadă de lucruri, dar avem un corespondent imediat și direct. În momentul în care se face o casă teritorială, dau un exemplu, o casă teritorială în Nord-Est, să spun, știți cum e și agenția regională. Atunci trebuie să te duci la locația respectivă pentru fiecare dintre lucrurile care le-ai de rezolvat. Și dacă este la Suceava, de exemplu, te duci la Suceava. Pentru că multe din lucrurile astea care spuneți mea, de ce ar trebui să fie digitalizate sau într-o manieră care să poată fi rapid abordate, nu este așa. Foarte multe lucruri de clarificat, de optimizat, dacă vreți, de Se înțeles, trebuie discută. prin discuții directe. Ori din punctul ăsta de vedere, cel puțin noi avem privilegiu, casa de la Neamț chiar este o casă care se poate discuta. Nu știu ceilalți, dar în momentul în care va dispare din teritoriu, sigur, ea poate fi împuținată, poate fi cum vreți noastră, dar ca existență Da. pentru teritoriu este avantajos. Eu vă spun că un singur lucru mă
deranjează casa în sine. Mă deranjează de multe ori modul extrem de robotizat în care se fac comunicările către populație. De exemplu, dacă întrebi, domnule, de ce se alocă atâta pentru spital? La tomograf. De ce spitalul are o rată de alocare? Ăla are o rată de alocare, nu știu cât, atât. Care sunt criteriile? Conform normativelor din cutare. Și atunci am gândul meu, bă, ce-ți mai trebuie? Pui un robot și ai rezolvat problema. Adică robotizarea asta a comunicării și limbajul ăsta ascuns. Da, e ermetic. Ermetic, da. Sună prost, ca să nu spun altfel. E ca și limbajul acela al profesorilor când fac programe și limbajul proiectelor europene. Care este foarte ciudată. Adică citești un proiect din ăla și la urmă spui, bă, ce vrea ăsta de la noi? Cum spun avocații, cui prodezi, cui folosești până la urmă? Acolo în 5 rânduri poți să spui ce faci cu el. Bine. Dar revin la spitalizările de zi, pentru că aici chiar ne-am dedicat mingea la fileu. Deci v-am spus că în ianuarie 2018 aveau o anumită valoare, au fost micșorate cu 20% în mai 2018 și cu încă 40% în august 2019. Sigur, aici este o caracteristică, guvernările de stânga, din Grecia până în Franța, n-au împărțit decât sărăcia, n-au adus plus valoare. Așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Chiar dacă aparent, să zic, creșterea a fost sărăcia pe... și au acumulat datorii. Da, exact. Și atunci vedeți că în ciuda faptului că a crescut creșterea economică a României, a fost pe consum și numai pe consum, din punctul ăsta de vedere, alocările care au fost, și asta este tot caracteristică, în general sărăcia merge mână în mână cu corupția și cu nepăsarea socială, au dus la nepăsare socială. De ce? Contractul ăsta cu casa, care se adresează exact categoriei care nu poate plăti ceva în plus, nu, sau nu poate plăti un serviciu medical, au fost diminuate drastic. Acum discutăm de o reducere în fază 2018 cu 60% a internelor de zi, din contractul cu casa. Ceea ce este dramatic, mai ales în situația unor oameni care... Internarea asta de zi este exact ce discutam noi la început, domnul Bălănescu. Este modalitatea în care se trece de la diagnosticare la finalizarea chiar intermediară a unui episod de îngrijire medicală. Adică de acolo pleci cu un tratament cel puțin mult mai serios decât la diagnosticare și cu o parte din problemă rezolvată, ca să vorbim românește. Adică intri dimineața, sigur, te duci dimineața și poți pleca la ora... 2, la ora 4, maxim 12 ore. 12 ore, exact. Poți pleca având în față un set de analize, având în față un diagnostic sau, mă rog, continuarea. Sigur, deci tratamentul cu un diagnostic. Da. Exact. Și te duci cu o imagine la zi a ceea ce... Sigur că da, sigur. Plus că stai într-un pat, adică ai niște condiții în care o analiză care o faci reflectă într-o manieră mult mai elocventă, dacă vreți, starea, pentru că stai într-un pat, ești odihnit la rezultatul pe care tu îl percepi ca individ. Exact. Adică nu e simplu empatie serviciu, de consultare. Este un serviciu și plătit și e normal ca aceia care îl fac să fie nevoiți să-l facă bine, pentru că au nevoie, ca să spunem așa, și de alți clienți. Sigur că da. Și vă spun că din punctul ăsta de vedere, în tangențele care le-am avut cu serviciile medicale, am constatat că sunt trei categorii de medici, de exemplu. Medici care nu știu de ce sunt medici, medici care sunt medici mercenari și medici care sunt medici că le-a plăcut meseria, știți, le-a plăcut profesia, ce fac. Din fericire, circa 90% sunt de categoria a treia de medici care știu ce, care sunt medici pentru că le place ceea ce fac. Din punct de vedere al managementului, adevărat că se lucrează cel mai greu cu ei. De ce? Pentru că ei țin la calitatea actului medical. Lor nu este indiferent. Da, deci, medicii care știu meseria lor vor să lucreze așa cum trebuie. Sigur că da. Și să aibă rezultatul. Și mi se pare. Exact, exact. Pretenția lor este justificată pentru că îi spun, dacă vrei rezultatul ăsta, trebuie să am condițiile astea pe care trebuie să îi le asiguri. Sigur, acum într-un spital public întotdeauna ai justificarea, domnule, atâția bani am avut, atâta am făcut. În schimb, într-un spital sau într-o ambulatoriu privat sau într-o clinică privată, nu poți să spui că dacă nu ai condițiile, atunci nu prestezi serviciu. Adică aici nu e loc de adresabilitate, indiferent ce serviciu ai presta.
Eu fac doar o paranteză. Acum câteva minute pe site-ul Mesagerul a intrat un material care, nu vă spun care e, că nu face obiectul, arată exact diferența dintre un medic care își face treaba cu pasiune și un medic care a dat și un exemplu, lasă lucrurile să curgă de la sine. Și vă invit să intrați pe site-ul Mesagerul să vedeți despre ce este vorba. Ce lucruri mai sunt care ar trebui cunoscute despre Clinica Sfântul Andrei în momentul acesta? În afară de faptul că aveți o pleiadă de medici, am văzut foarte mulți vin de la Iași, aveți chiar șef de lucrări, Da. de oameni. Aici a fost, dacă vreți, prima etapă în ceea ce înseamnă să trecem de la diagnostic la tratament. Pentru că în momentul în care vin specialiști din spitalul județean sau din spitalele universitare, atunci omul are și dintr-o dată unde să adreseze pentru etapa următoare. Și atunci, sigur, din punctul ăsta de vedere, serviciul capătă pe verticală, dacă vreți, pe competență, o valoare semnificativ crescută. Da, te duci și spui, domnule, eu mă duc aici, dacă, Doamne ferește, am ceva mai rău sau așa, Sigur. uite, este profesorul de Exact, la Iași exact. și pot să Exact. merg mai departe. Exact. Da. Ceea ce facem acum și vă aduceți aminte episodul cu UPU din spital, când m-am ocupat de spital, începem cursuri de comunicare medicală. Pentru că personalul medical, excepții fac medici aici, care știți, prin profesie trebuie să aibă un anumit mod de a discuta cu pacienții, nu sunt familiarizați cu comunicarea medicală. Și atunci când ai un episod de boală, nu prea ești dispus să fii tratat oricum. Și atunci, de săptămâna viitoare, vom începe niște cursuri de comunicare medicală. Cine le ține? De curiozitate, așa că astea sunt Tot doamna oamenii. Mihaela Creangă, care Da, este, da, am care înțeles. chiar are tragere de inimă și aptitudini pentru așa ceva. Da, e foarte important să ai un lector bun pentru așa ceva, pentru că așa cum îi formezi oamenii, așa îi ai după aceea. Sigur că da. Și știți că, ca în orice loc, am văzut și comunicare ineficientă și care duce ușor, la escaladează ușor, știți, Eu am la văzut și probleme locuri de. unde există bunăvoință în comunicare și faptul că nu ai pregătirea ca să o faci, Da. duce la lucruri, Tot se acutizează. deci Da, duce la da, lucruri da, rele. da. Adică chiar omul ăla vroia să comunice, dacă nu Da, știa exact. de Trebuie să lega. învățați, că până Pentru la că urmă. una e să comunici la televizor și alta e, una e să comunici la bară și alta e să comunici cu un bolnav, Sigur, aflat în diferite sigur. stadii ale Este o bolii. comunicare medicală, e specifică. Este și Da. specială în același timp. Exact. Și ceea ce mai o să o realizăm, cred eu, în scurt timp, este. Ce înseamnă o a doua opinie? Nu ce înseamnă, adresabilitatea la o a doua opinie. Dumneavoastră știți că, și dacă mă văd obligat să recitesc din Observatorul European de Sănătate, cel mai eficient sistem de sănătate este cel francez, 2015-2016-2017, și cel mai eficace este cel olandez. Care e explicația? Păi eficiența constă în costuri, știți? Costuri și rezultat. Costuri raportate la rezultat. Eficacitatea constă numai în rezultat. Francezii sunt mai eficienți pentru că introduc nivelul de mijloc care nu este așa de costisitor ca medicii, care să urmărească episoadele medicale, iar olandezii sunt concentrați pe rezultat. Că este intermediar, că este un rezultat final, dar sunt concentrați pe rezultat. Ori din aceste motive ne dorim ca a doua opinie să fie, deocamdată se discută cu o clinică din Milano, urmează o clinică din Olanda și una din Tel Aviv, care să poată da, în mod digital, la cerere, un second opinion. Pentru că există situații care fie nu sunt foarte obișnuite în teritoriu, fie nu sunt întâlnite nici în zonele universitare, sau pur și simplu dumneavoastră, sau eu, sau altcineva, dorește să știe și dintr-o zonă mai evoluată din punct de vedere să zic, al modului de investigare și de tratament, care ar fi diagnosticul, tratamentul și parcursul evoluției unui îngrijiri de sănătate. Urmă, așa ar trebui să fie peste tot să ai o a doua opinie. Sigur că da. Așa ar trebui, Sigur. dar mă rog. Sigur. De exemplu, MedLife oferă o asemenea posibilitate și online. Deci trimit și E imediat îți imediat, verific. da, a doua zi, dacă nu mă înșel. Care e diferența dintre a fi director, manager într-un sistem de stat și unul privat? Chiar manager strategic, Există o mare diferență în ceea ce privește circumstanțierea în care desfășoară activitatea. Într-un sector public există
presiuni de toate care n-au felurile, care nu au legătură cu, exact, cu ceea ce ar trebui să faci. Și cu rolul managerului. Știți că până la urmă ești pus acolo să asiguri să fie lucrurile bune în sectorul tău de activitate. Și mai este un lucru. Să știți că deplasarea managementului în zona publică de la Ministerul Sănătății, care a fost în 2010, spre autoritatea publică locală, nu dă încă rezultate. Pentru că în autoritatea publică locală, oricât ar fi de binevoitor, pentru că sunt, Suceava am văzut, de exemplu, Romanul la fel am văzut, dar autoritatea publică locală nu este pregătită cu competență să înțeleagă ce se întâmplă într-un spital, știți? Și atunci apar în Consiliul de Administrație absolvenți de Petre Andrei cu pretenții Sorbona, care au impresia că știu tot ce înseamnă parte medicală și încep să deranjeze normalitatea. Chiar normalitatea atâta cât este, la nivelul societății. Bine, absolvenți de Petre Andrei cu pretenții de Sorbona sau absolvenți de Sorbona cu cunoștințe de Petre Andrei? Cred că varianta a doua nu există. Nu cred că cineva absolvă Sorbona cu cunoștințele de la Petre Andrei. Eu văzând cum s-au dat diplomele pe la noi, mă gândesc că prin și aia obiceiul. N-am auzit, să știți, dar oricum. Da, este o problemă asta celor care ajung în consilii de administrație în asemenea locuri. Sigur că da. Sigur. În mod normal, ei ar trebui să fie portavocea nevoilor unui spital public sau unui așezământ public, indiferent care ar fi el, unui instituție publică. Dar să-l înțeleagă. Să-l înțeleagă și să încerce să detașeze de părerea personală și interesul personal. Ceea ce nu se întâmplă. Un episod foarte frumos în povestea un medic. Și a venit un asemenea om din Consiliul de Administrație și a zis, ce aveți nevoie la spital? Cu ce vă ajut? Că mă duc eu și vă ajut. Zice, vreți, vă rezolv eu vorbe. Și că inventar moale. Și cât de moale trebuie să fie? Că zice, vă ajut eu. Spuneți-mi cât de moale trebuie să fie. Aia s-au blocat toți. Da. A zis, cât mai moale. Era vorba. Sigur că da. De ce au ei nevoie la partea de așternuturi, de da, câmpuri de operativ. Da. Deci, atunci ce să discuți cu un asemenea om? Pe când la privat lucrurile sunt mai simple. Da, da, da. Și mai simple și în același timp mult mai logice. Știți? Adică au logica normalității. Sigur că da. Sigur, sigur. Bun, eu ce să vă zic? Mult succes pentru... Mie îmi place foarte mult ideea cu nou spital și abia aștept să văd că lucrurile merg înainte. Așa ca o paranteză să spunem că licitația pentru proiectarea spitalului acela foarte mare, de câteva sute de milioane de euro, am înțeles exact. Cel de la Iași, cel de regional, cel spuneți? De la noi, cel de la noi. Ah. A fost anulată. Da, sigur că da. A fost anulată licitația pentru nereguli în organizarea ei, probabil că nici nu se va mai relua foarte curând, cred. Dar e o investiție utopică. În momentul în care ai un spital să mai faci încă unul, ar trebui în ăsta găsit soluții. Spitalul vechi, în special. Da. Deci a fost anulată. Cu încredere să vedem cum merg lucrurile înainte. Eu vă mulțumesc pentru participare. Vom continua, în ciuda faptului că mulți ne spun că asemenea emisiuni nu au o mare atracție, să le facem cu încăpățânare. Vom crea o rubrică specială pentru acest gen de emisiuni. De ce? Pentru că e nevoie de tot felul de exemple pentru a încuraja inițiativa privată și a demonstra că se poate face. Că ceea ce se spune, e un oraș, un județ fără investiții. Nu. Este un județ în care oameni încearcă să facă investiții și de multe ori nu găsesc cadrul potrivit să le facă. Trebuie foarte multă încăpățânare, trebuie foarte multă putere ca să treci peste toate obstacolele. Cazul nostru este un caz fericit pentru că aici s-au putut îmbina mai multe lucruri. Un constructor are propria firmă, a făcut investiția practic pornind de la ceva și s-a dezvoltat în mod firesc. Mulți nu au această posibilitate, dar trebuie încurajate orice inițiative. Mulțumim domnului avocat Liviu Nedelschi. Și eu vă mulțumesc. Și oameni buni, ce să vă spun, noritatea astăzi este ziua îndrăgostiților pe anumite zone. Nu, astăzi este, nu? Bogdan, așa este, da?
Așa că așteptăm să vedem cum decurge în continuare azi povestea de iubire de la Apa Serv, cum decurge povestea de iubire de la Troleibuzul, cum decurge povestea de iubire între PNL și PSD, PNL și USR. Deci astăzi probabil că se vor împărți foarte mulți trandafiri cu spin. Vă doresc o zi bună, o zi plăcută, aveți grijă cui dați astăzi flori, cui transmiteți felicitări. Cele bune!